Ei, salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la o nouă serie pe un alt canal cu un nou Andrei. Salut, salut. Care nu v-aș vrea de data asta. Măcar acum. Până intrăm în meciuri, după. Astăzi avem o carieră nouă, o carieră specială, o carieră diferită, să zicem așa, în care îl alegem pe domnul Șumudică și îl punem la echipa rivalei sale de suflet, Steaua. Rivala fiind Steaua, echipa lui fiind Rapid, știți, uite. Bun. Îl punem aici. Începem o carieră. Ne facem stadionul și asta, Andrei, ce zici? Dăm aici o... Da. Hai să ne facem Rapid. Nu știu cât o să vedeți voi, dar noi o să-l facem Rapid, să ne alegem un stadion. Asta ar fi. Da. Sanderson Park, ca și Ghencea așa. Și are și 38, cam fix cât Ghencea. Exact, iar da. Fie acolo Ghencea, frumos. Ghencea, ce în paranteză pun acasă. Ghencea a fost selectat. Hai să ne facem și locurile, cum vrem să stăm jos, nu? Ce culori vrem aici, Andrei, nu? Hai să vedem, tu ce culori vrei? Roșu, albastru, frumos. Facem locurile roșu sau locurile albastru, roșu să fie. Bam, și intrăm la Stadium Color, unde îl facem albastru, rupem. Și avem și dual, Andrei. Oh, da. Joacă dualul ăsta. Joacă roșu-albastru, așa, cu câteva nuanțe de roșu pe acolo. E, și acum, Andrei, urmează cea mai genială chestie pe care noi putem să o customizăm aici. Se numește pitch, unde putem să facem gresul, unde avem, alegem un gres aici, cum vrei să jucăm. Merge? Mhm, puțin mai șters, mai un alt, având în vedere pe cine a jucat pe Ghencea, știi? Sau mai șters, așa, a încercat să se șteargă așa puțin de rușine. După care avem line color, unde putem să punem culorile liniilei. A vorbit liniile? Liniile, liniilor, al frumos. Păi nu. Și putem să punem și culoarea iarbii. A, iarbei. Steaua are un verde de la una din astea două de aici. Eu zic pe la forest. Pe la forest? Gata. Da. E, și acum ne facem poarta, unde putem să ne alegem shape-ul. Care din ea? Triangle? Aia mai mare. Rectangle. Putem să facem și plasa, uite cum se arată. Eu zic să facem un cerculețe. Uh-huh. Fața așa de pătrată arată mai diferit. Și avem și patternul, unde o să ne alegem un pattern. Nu știu dacă avem roșu albastru. Avem roșu alb albastru. Uite, avem roșu albastru ăsta. Merge? Da. Asta și ăsta merge. Da, dar cu albul ăla pe lângă. Da. E prea așa. Cam asta a fost. Începe cariera în 3, 2, 1. Ce alegem? World class, nu? World class, 5 minute, euro. Euros. Și cam atât. Bani nu ne trebuie. Bam, bam, bam. Advance! Mamă. Deci avem aici la cariera asta niște idei cu transferuri nebune, adică nu vrem să mergem acum, luăm pe 3 jucători care evoluează, bam, 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 2 sezoane, 90, o vreau, gata, că și ca Champions League. Nu, e prea ușor, corect? Mergem, uite aici, numim Șumi la Steaua. Gata, Șumi la Steaua. Ia uite-l, mă, pe Șumudică! Dune în ligă! Ia uite-l cum vine aici. Se prezintă. Bună seara, domnule Șumudică, ce faci de-astea? Sunteți bine, sărătos? Ați mâncat înainte să veniți? O întrebare, dar unde burta? A uitat-o în Emiratele Arabe. O, jucăm la o cupă de asta? Jucăm și la o cupă de asta, să vedem așa cu cine am putea. Bă, pentru 50.000, eu zic să nu riscăm, hai să mergem la asta mai prostă. Și la European aia ce e? E Groninger, Sparta, Rotterdam. Da. Marie Spor, Renders, nu merg. Lugano, Luzăr. Au asta? Sheffield, Rotterdam, hai la. Pogon. Pogon chinez, din asta nu mai știu cu cine a jucat aici. Ia uite-te la cupe, toate la fel, ți apare? Au. Oh. Oh. Asta nu-mi place cum arată. Păi de-aia zic, da, hai la ultima de dreapta, mai ok. Asta? Da. Bun, gata, am ales și cupa. Șumudică alege cupa. Cum ziceam, în această carieră vom face în primul sezon transferuri cât de cât realiste, cu un buget de transferuri pe care Steaua îl deține și respectiv cu bugetul de transferuri al salariilor, care să nu depășească, Andrei, cel mai mare salariu de 11.000 de euro. Noi nu depășim 11.000 de euro pe salariu, da? Ok. Adică cel mai mare salariu ar fi 11k. Mai mult nu dăm. Ce e peste 11 anulăm. Ca să fie cât de cât, că nu vine nimeni mai bun de dolarul, știi ce zic? Uite-te unde-i Tavi. Tavi are 7.000. Despre ce vorbim? Și să transferăm jucători cât de cât ok pe nivelul realist, până câștigăm sezonul. După ce câștigăm campionatul, o să-și transferăm jucători cu un target mai mare. Adică jucătorul nostru cu cel mai mare overall de sezonul viitor va indica overall-ul maxim pe care îl vom putea transfera. Adică dacă olarul va fi cel mai mare de 72 la finalul sezonului, noi nu avem mai voie să transferăm mai mare de 72. Deci că mi se pare mult mai corect. Ca așa îl vezi pe Messi free agent, știi ce zic, și hop. Salut Messi, nu știu asta. Steaua sezon, mă. Mă, aici că dăm cu brânză, dăm cu ale. Andrei, în acest moment te las, am luat mâna de pe controller, te las să vezi ce păstrăm și ce vindem. Oh my god, ok, bun.
ce-ți place, ce nu-ți place. Faza e că ăștia doi sunt destul de buni. Bă, pe Șerban ar putea să mai evolueze la noi. Îl ținem? Am putea să-l dăm un loan de un sezon să vedem. Da. Dacă evoluează, dacă nu, pași la o, l-avem pe Cristea. În sfârșit l-avem pe Cristea. Ești că până acum a fost accidentat și nu apărea. Am dat-o Pantea. Pantea. Sorescu, tată, Sorescu. Da. Pe ăsta eu zic să-l și cumpărăm, sincer. Eu zic să-i luăm approach to buy-ul și eu zic să-l facem primul transfer. Sorescu, definitiv la Steaua. Semnat, contract, pe viață. Nu m-am văzut știle din România. Sorescu, pe viață la Steaua. Își dedică viața stilii la propriu. Și Mudica aici se întâlnește cu ăsta de la nici nu cum îl cheamă. Mamă, 1.800.000. Wow. Cât? Luăm la 1.500.000. 1.500.000 și Mudica nu vrea să dea bani foarte mulți și Mudica zice, bun, 1.500.000 și discutăm. Îl vor pe Miculescu, vor. Dar nu-l dăm pe Miculescu, pentru că pe Miculescu s-au plătit niște bani și Mudica știe ce bani s-au dat pe Miculescu. Și Mudica de asta și vine aici să scoată cei mai buni din Miculescu, nu? Și nu-l dăm. Hai să vedem ce jucător am avea. Ei au cerut un midfielder. Am putea să-l dăm pe Boban Nicolov. Mie nu prea-mi place, sincer de. Nici mie. Nici măcar n-am văzut jucând. Și le mai dăm 1.000.000 fix. Ai putea 1.800.000 măcar? Poate. Hai 1.200.000. Și cu 500 se face 1.750.000. Aproape că jucător. Bun, nu vor, dar vor mai puțin decât trebuie. Deci vor, ne-am dat 1.500.000. Ne-am dat 1.500.000, cred că îl scoatem chiar și mai ieftin. E bine. Dăm așa? Și Mudica a venit, și-a dorit, a negociat și l-a luat cum și-a plăcut. Cum și-a plăcut, cum i-a plăcut. Și Mudica, pa, 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 pa. Gat, pa, că a venit și Mudica acasă. Și Sorescu va veni, nu știu ce, încă e loan, pentru că l-am cumpărat. Ah, bana, trebuie să negociem cu jucătorul, trebuie să mergem la ala, să luăm, să dăm salariul. Da, mergem și acolo. Continuă Andrei, lista cu cine pleacă și cine rămâne. Bă, ăsta trebuie să plece. Ăsta pleacă. Bă, are stațiuri bune, dacă te uiți chiar a dat ok, gen totul e pe galben, știi, adică n-are... Bă, da. Dar nu-mi place, mă, mie de el, mă. Nu-mi place numele lui Boban. Hoban. Perianu și Alexandru, doi jucători care au potențial de creștere și sper să crească măcar 2-3 ore pe sezonul ăsta. Wide PLM. Wide poate să rămână, o rezervă chiar decent, aș putea zice. Niște viteză, bam bam, stamina, poate să reziste și la început de meci dacă are nevoie. Radaslavescu, 17 ani, pam pam pam. Îl ținem. Regele, ăsta sperăm să tragem de el. Ăsta trebuie să tragem. Uite pe Tavi, omul nostru baza. Vezi cum îl facem pe ăsta, zice Messi Junior. Mbappé mai jos, Mbappé de România. Bă, arată foarte bine pe stețul. Chiar îmi place. Nu știu pe care să-i folosim. Păi cred că o să-l facem pe unul dintre atacanți, Coman. Coman, da. Că nu știu ce atacanți avem pe ăla. Vali Gheorghe care va rămâne transfer. Da, Matei Tănase, 16 ani. Poate crește bine băiatul. Are viteză, nu prea are stamina, dar dacă îl dăm un development plan, eu zic că putem scoate din el. Ce este mai bun? Pe Gheorghe nu rămâne apoi? Nu, pe Gheorghe îl mai lăsăm că avem deja 3 LV. Avem 3? 4, cum ar fi cu Tănase, știi, adică deja forțăm. Da, bun. Companio clar atacant. Să vezi ce bun e Companio, Andrei. Da? Deci, n-are el viteză. Bă, dar e un jucătorul ăla de careu, mă. Bă, când îl ai nevoie de careu, bă, el e acolo, mă. Se face preluare, te-a întors, a ajutat gol. Eu zic că atacant avem și îl facem și pe Coman atacant. Hai să-i dăm acum develop, să nu uităm. Mamă, mă urmează că mereu trebuie să ne arăt asta aici. Îl facem direct, sper să nu dureze 200 de săptămâni. 26. Hai că e bine. E ok. E chiar ok. Cât ar dura? 2 săptămâni CF. Lasă-l striker. Lasă-l striker. Bun. Hai că dăm rapid un development plan și revenim după development-uri. 3 hours later. Gata și cu financiarele, facem, opa, academia. Azi avem un super jucător la academie. Ia uite-l. Ia uite, super jucătorul. Mamă, dar de ce le vă? Mamă! Uite-te și la portarul ăla. David. Mamă, stai că ăsta-i dăm development plan. Hai să-i dăm pe reflexe. Ce poziții poți să joci? Bai de viața mea. Right, middle, RV și... Mai bine, singura variantă RV, sincer, că... Îl avem pe Tavi acolo, adică pe bune. Dar mi se pare, da, Tavi o să crească sau îl facem pe Tavi camă și lăsăm pe ăsta LV. Eu știu cum zici. Și cum cu Tavi din centru să deschidă jocul pe flancuri. Da. Cu ăsta cu viteză și cu cordea, știi? Și Tavi doar cu pasele, cu Radaslavescu acolo și Olaru. Merge. Și lăsăm pe ăsta LV și dăm deja promote, adică nu mai. 74. Vai de capul meu, Andrei. Hai să facem rapid și echipa, zic. Uite, iese Coman, intră Marin, intră Tavi, intră Olaru până crește Radaslavescu, Cordea Companio. Ai putea să-l pui pe Daua. Daua cu Cristea, Radunovi Sorescu. Arată bine rău echipa. Și fără închizător, că noi nu ne trebuie, noi avem pe Juma, ca zice ceva, schimbăm formația, trece Juma pe CDM și Olaru cu Tavi. Bă, ia de la tactic. Aici, bagă-te.
Asta, că cu instrucțiunile nu. Marin. Ia uite, Cordea Sorescu. Place cum sună. Cine bate penalti? Companio, da, să clar. Companio, mă. Da, mă, Companio. Tavi va fi acolo, va joa și el, da. Să fie el principalul Companio. Să vește jucătorii Companio. Mamă, le dă asta, ghiulea. Când le prinde ca Tavi, mamă. Hai să-l facem pe Tavi camă. Și cu ocazia asta rămânem cu Coman și el la ST, ăsta LV. Și Miculescu poate să joace RV ST. Mamă, păi bine, mă. Nu tu, mă. Tu, development. Position, ia câte ți-a să fi camă. Perfect, perfect. Nice. Și are și... Ce avem, mamă? Tu de parte, eu de alta, mă. Eu zic că am început foarte bine, am făcut toate alea, am făcut deja primul transfer pe care urmează să-l efectuăm în această zi. Champions Trophy, nu știu ce, Final Scout și introducție. Hai să vedem la player, le avem pe Crețu cu nu știu ce, am lucky, nu știu ce, bam, grating, nu știu ce, I was impressed. Bun, cu ăștia am rezolvat. Hai să-l transferăm pe Sorescu definitiv. Hai să ne cucim cu el să vină permanent la noi. Nu avem voie să-i dăm mai mult de 11.000. A, are 4, ce dragul. Ia mă, vrea important să nu fie neapărat crucial. Bun, pe 3 ani. Tat, pe 4. Nu vii tu la noi aici acasă, bam. Vii aici că să joci. Îi dăm 4.500. Oare se supără? Nu cred. A, perfect. Și dăm și signing bonus ăla, că și așa. Mai bine îi dăm acum 39.000 pe care îi scoatem imediat decât. Și Sorescu vine oficial la echipă. Bine, vine Sorescu. Hai să bem o capră. Hai că bem capră. A venit aici și mudică ce Sorescu, te ține o minte. Te-am ținut, nu te-am uitat, te știam eu. Transfer, hai să vedem ce notă am luat. Nu-mi e jumate, zic foarte bine, nu-mi e jumate. Zic că e un B. Bă, pe nu-mi jumate, sincer, îl văd ca A. Oh, da. Excelent, cred că fii atent, putem scoatem și mai puțin, 1.300.000. Așa-i? Da, 400. Cred că am fi putut mult mai bine. Deci fii atent, pe apărare, mai bun ca Crețu, pe atac mai bun ca Companio. Lol. Și mai bun și ca Acorde. Lol. Deci... Lol. Am luat un jucător, RBRM, care... Ai. O să mergem să jucăm și primul meci în acest episod. Bă, zic că echipa... Echipa arată bine și joacă un 3-4-2-1. Arigoni, Mai, Daprela, Stefan, Dumbia, Sabatani, Alceda, Babic. Babic e cu cârnăciorul ăla, Babic, știi? Că jucăm cu cârnăciorii așa. Nu mai ce am să le-ai. Jucăm cu cârnăciorii, mă. Haideți, mă, batem cârnăciorii, no way. Kitul rămâne așa, nu? Eu zic că... Sau albastru, a? No, hai să jucăm în roșu. Jucăm în roșu, e și așa. Jucăm acasă. Am invitat băieții la noi pe Ghencea, dar în deplasare la, știi, la Panam. Dacă jucăm la noi acasă, nu jucăm pe Ghencea? Păi nu, că e turneu de deplasare într-o țară făcut, cum ar veni, știi? A, da. Pentru că așa e și realitate, gen. Bine, acum, uite, văd că suntem la Borussia, vezi? Suntem în Dortmund. Și mă dic aici, aș pregătești echipa, aș pregătești acolo coțiunile. Ia uite aici, stadionul celor de la Dortmund, stadionul Iduna Park. Companiu, mamă, de ce bine se vede, au murit ăștia grafica, oare? Bă, nu știu. Octavian Popescu. Doar sper să nu există lag pentru mine și Andrei, că... Mai am probleme de acolo genul. Și... Tavi pierde acolo. Băi, bine, momentan se mișcă ok, deci ok. Corde acolo, dar fault! Bă, nu, eu, Marin la prima atingere de balon acolo, direct o pasă foarte bună pentru Juma în centru pentru... Tavi, care a vrut să încerce o diagonală prostă, dar prostă a rămas. Companiu, l-a văzut foarte bine acolo. Bagă tackle-ul din spate, nu este fault. Se face pressing-ul la echipa adversă, dar mingea rămâne în posesie, aproape acolo de recuperare. E Juma și da, pleacă pe Amura. Amura pleacă pe contraatac. Nu! Cine scoate Târnovanu? Târnovanu la poziție pe post. Nu. Ce i-a făcut acolo Olaru? Olaru foarte bine pleacă la 7, foarte bine acolo pe Marin. Marin la 17 ani putea să fie primul gol scorer. A apărut Marin de pe LV, bam, pe cam, pe sât instant. O execuție frumoasă din partea lui Andrei aici. Vine că pasă către companie, companie aproape cu capul. O scoate aici oare? O scoate înapoi la Marin. Marin. Intră și este penalti. Este penalti Marin la 17 ani doar. Două faze au trebuit, un șut și un penalti. Companio aproape să deschidă scorul. Nu mi s-a părut sincer un foul chiar de penalti. Un foul destul de ușor acordat, părerea mea. Companio, să vedem unde bate Companio. Nu m-ar deranja să rateze, știi ce zic? Că a fost un penalti destul de ușor acordat.
un fel de trișare, companio. Vedem ce face companio. Bate fără milă, dar papă, ce bine apărat, bă. Saipi, cine stau? Saipi, ce bine apărat, bă. Nu mă așteptam să o ia, sincer. Vine companio la scurt aici, încearcă... Încearcă foarte ca din întoarcere, dar... Companio, ăsta-i tank, mă, jucătorul ăsta, mă. Să vezi cât o să ne distrăm cu companio. Marin acolo, la debut. Daua ratează preluarea acolo și este un contraatac produs de Sorescu. Sorescu vine în spate, iese Târnăvanu! Iese târziu, din păcate, și este 1-0, ratăm penalti. Noi îi iertăm pe ei pentru acel penalti dat ușor și ei nu ne iartă. Ei profită de ocazie și în minutul 19 Boris Babic Cârnăciorul ne-a dat gol. Nu e ofensiv? Nu, Cristian. Da, Cristian, ce superb. Mamă, ce tackle frumos. Am crezut că nu mi se mai ridică, de-aia ziceam nu. Hai mai, Juma. Bine, Radunovic. Bine, bine, din spate. Aproape să pierd. Din nou Radunovic. Pentru Juma. E Juma pentru Companio. Companio îl vede bine acolo pe coardea. O pasă cam înceată. A încercat acolo coardea să opună rezistență, dar... Un faul de joc din nou. Bă, ce face, bă, echipa, bă? Nu mai faultați, că, dacă va fi gol. Offside. Dar este offside. Nu este offside. Este nu gol e, valid. Dar Ejuma scapă de galben. Un faul de joc care a adus... Uite, nu era offside aici? Nu mi s-a părut, sincer, așa tare. Tavi, Cordea, te așteaptă acolo. Sprijinul... Sorescu, Tavi acum, pardon. No, dar de ce n-a luat mingea ăla? De ce n-a luat mingea Sorescu? Tavi pentru companie. Prea înceată pasa, dar companie revine. Olaru. Olaru super pentru companie. Cu un șut de la distanță direct în blocaj. Este penalti. Este hands. Adversarul pune mâna pe minge și zice nu este. Pe aici nu se trece. I-a făcut stop mingii. N-am văzut. N-am apucat să văd, dar din... Din viziunea mea, sincer, au dat cu genunchii mai degrabă. Hai să vedem. Companio, oare va ierta și va face spectacol data asta? Companio se apropie de minge. Companio, pe centru, șut și gol! Șut și gol, Companio, nu mai iartă. Data asta e crud. E crud ca cărnăciorul Babic. Unde se duce, mă, Companio? Eu nu-l controlez. El fugea. L-a păcălit, l-a păcălit. Ultima fază a meciului, ale aparține lor. Cât de bine întinde piciorul. Cât de bine întinde piciorul și aici este prima repriză. O repriză demențială, zic. Două penalturi ratate, un foul neacordat, un foul acordat la mișto. Un gol din semi-offside. Hai să vedem ce rezerve avem pe bancă. Pentru că trebuie să facem Jichemor să intre șut în locul lui Ejuma. Ne mutăm pe CDM. Tavi trece mai pe dreapta. Olaru urcă mai puțin mai sus. Cine mai intră? Nu prea mi-a plăcut Cordea. Nu prea l-am simțit în match partea asta. Apărarea, nu zic nimic. Apărarea mi-a plăcut super mult. Chiar s-a mișcat apărarea. În schimb atacul, parcă scârțim aici pe partea asta cu companiul Popescu. Da, las că vedem cum facem. Lăsăm așa momentan, două schimbări la Steaua la pauză, pe Calia pune mâna pe telefon și zice: băi, cu atei că s-o obosiți. Nu mai alergă nimeni. Botani vrea să intre în Calia. Aaa, ce tackle prost acolo. Dar e Daua. Daua e pe poziții. Daza. Daua știe unde să stea. Daua dă cu capul. Apără Târnăvanu. Ce fază, ce șut. Ce ocazie. Ce... Nu a apărat Târnăvanu. Nu a apărat Târnăvanu, am crezut că a defiat-o, sincer, așa a apărut. Da. Ce ratare atunci. Nici măcar cadrul porții în asemenea poziție. Sorescu urcă bine acolo. Sorescu pasează în centru pentru Tavi. Tavi din Olaru, prima. Olaru pentru Coman. Șutul lui Coman! Cred că a șutul un semi-deviat. Dar nu cred campania a dat în tine, deci nu. Refuz. Nu pot să... A fost deviat într-adevăr, dar nu de cine credeam eu. Mă, companiu. Nu mă aștept. Era un șut bun. Cred că era și pe poartă. Popescu pentru Olaru. Olaru pleacă, aveam Popescu acum. Popescu! Tavi! Nope. Hai să forțăm, ia. Hai cum forțăm, ia zi. Forțăm pe strict acolo sau... Strict aici. Depinzi. Avem posibilitatea să intrăm un pic acolo. Bă, da. Dar ne trebuie un jucător aici mai... Ar merge wide, sincer, în locul lui Olaru. Miculescu e mai mult de domnul Miculescu ăla. Miculescu și-l schimbăm pe Tavi pe bandă? Da.
Tavi, cu ultimele forțe, urcă acolo. Atunci? Urcă șut și... Da, urcă-l pe șut, urcă pe șut cu Olaru și schimbă-l pe Olaru cu Wide. Wide-l văd așa puțin mai defensiv. Bun, hai că urcăm și pe Sorescu, că trebuie să rup aici. Atacăm doar pe dreapta. Bă, nu, a fost foul mai degrabă. Oh, da, foarte bine acolo, dar wow, Wide acolo, aproape de greșeală. Companiu acum. Pentru Miculescu, Miculescu pentru Tavi, pleacă bine. Ce recuperare, ce fază frumoasă. Târnovanu. Mamă, omul ăsta cel mai bun portar, bă, din România momentan. El și cu Moldovan. Miculescu nu are cea mai mare viteză, dar ăla acolo pe atacantul ăla. Pasa e, cred că e târziu și cred că strică Fanionul, da. Asta mult să dea pasă. Miculescu pentru Coman. Coman pentru șut. Șut, așteaptă sprijinul pentru Companiu! Aproape, aproape blocat în ultima secundă. Recuperăm foarte bine aici Miculescu. Miculescu, 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 Miculescu se rotește. Întoarce. Ce? Ce a fost? Avem fault. Bun. Facem schemă, îți dau pas aici în centru cu cât te văd cu ăla. Hai. Mamă, dacă eșa călcâiul ăla, Andrei. Dacă eșa călcâiul ăla. Era cu companiul ăla. Sorescu știe ce face. Sorescu știe ce face, a zis că te-ai Companiu! Bară! Companiu de două ori, gol! Shoot! Ce fază! Unde alerg, mă? Vino, mă, înapoi, nu mai fug. Eu nu fug, eu sunt aici pe extaz. Ce fază, ce pasă, Companiu, shoot din prima bară, se respinge mingea. Direct în bară și acolo în blocaj. În portar, portarul noroc pe bandă rulantă, dar shoot vine acolo și cu stângul execută portarul la colțul scurt. Scoate, instant. Scoate pe Radunovici, că am văzut că e foarte obosit. Hai să scoatem pe Radunovici, mamă, dar ce obosit. Da, avem, mai avem pe ăștia toți. Hai să-l punem pe ăsta și-l punem și pe Tam. Sincer, în locul lui Cristea, că și el e obosit și mai avem nevoie de meciuri. Da, dar și atacanții aia, mamă, hai să... Păi nu mai avem schimbări, gen, mai avem pe Vlad. Da. Îl băgăm pe Vlad atacant? Da, ua, faul de joc, ce face bine. Și nu o ia galben pentru că nu a fost ultima portor și nu a fost faul complicat, doar l-am împins cu umereașul. Bine, la ce umărare-i dau ua. Ce noroc! Ce noroc pe ei! Aia e viața mea. Ce noroc din bară, direct la adversar. Ce gol! Dar nimeni nu s-a așteptat la rebound-ul ăsta. A șutat foarte bine și... Da, trebuia să fie acolo măcar. Da, dar avea doi oameni în dreapta ta. Pe cine să mai ține și el? Zidu-i zid. Dă-o repede! Am dat-o! Haide! Haide! Bă, dar nu cred așa ce... Uite, bă, nu ne mai lasă faza că aveam, bă, să lovim de aia de toată lumea, mă, Andrei. Hai, mă. Eu un meci pierdut, dar ghinion. Da, dorm în dacă. Bă, da, a avut Târnovanu niște parade foarte frumoase. A excelat ca portar aici, l-a calmat pe băiat. Acolo am avut ghinion, părerea mea. Nu consider un meci pierdut, un meci în care am avut ghinion. Păi e pierdut pe tabelă, așa că... E pierdut pe tabelă. Noi suntem la început de început, cum ar zice Hagi. Suntem momentan în clasament, ne clasăm bine pe 5. Olaru. Nu-l dăm pe... Sezonul 1 nu prea vreau să vindem foarte... Nu trei. Am uitat să fac ăla. Nu avem nicio șansă, adică avem nevoie de jucători. Dacă vindem, trebuie să cumpărăm și dacă cumpărăm, n-avem ce. Ce mail-uri a venit? Același transfer pe... Aba nu, ne-a venit un jucător cu Hey Boss. I'm really happy to have been sorted out between the club. Da, se bucură că l-am transferat definitiv la noi, la Steaua. Echipa e semi-obosită. Echipa asta o să jucăm cu... Nu știu ce echipa e, dar o să jucăm mai cu direct command attack. Omrani, hai să jucăm pe Omrani, că săracul chiar n-a jucat. Scoate pe Tavi de acolo, că nu poți să-l joci. Îl scoatem pe Tavi. Îl băgăm pe... Hai să băgăm pe Radaslavescu în locul lui Tavi. Coman în locul ăsta. O să intre Pantea, Haruț clar, că e obosit. Sorescu să joace. Schimbă-l pe Tam cu Daua, că e obosit. În cazul în care nu merge Daua, ne folosim de Tam. În cazul în care nu merge Tam cu Daua. O să intre Șut, o să intre Marin. L-aș vrea pe Șerban în locul lui Daua, l-odihnim tot meciul. Ok.
și îl băgăm și pe Șerban și cred că cam cu ăștia mergem. Marin o să intre, bine, toată echipa o să intre. Îl băgăm și pe Tavi, să-l forțăm, dar să nu se rupă las. Da, să nu se rupă. L-aș forța pe Tănase, sincer. Hai, să vedem. În locul lui Crețu. Are 16 ani, știe să fugă, ce ne mai trebuie? Sperăm la o victorie aici. Da, trebuie să câștigăm. Trebuie. Easy, eu zic că o să câștigăm. Ne vedem din meci. Și 1-0. Bine, Târnovanu! Vezi că o să zică Târnovanu că treia gura pe dinainte, atâta zic. După aia asta vreau să aud. Mamă, ce bine a scos-o, bă, ce bine a scos-o, mă! Uite că e cât poarta, ai luat cât poarta. Oh, ce frumos! Gras mai trebuia să fie și chiar era cât poarta. La cum pare că ei vor plăti primii. Omrani, intră prea mult acolo, Coman. Mamă, ce s-a întâmplat acolo, trei pe minge. Sorescu, uite-l pe Sorescu, cum... Nu e fault, nu, nu e dai, fault. Nu dai fault așa ceva. Domn arbitru, nu dai fault așa ceva, tată. Uite-l pe Sorescu, cum a recuperat-o și el a pus fault. Piciorul pe minge și nu dai fault? Coman s-a zis. Uite-l acolo pe ăsta. O larg de la mare distanță! Gol! O la ru! Apasă ceva! Ce s-a apăs, că nu mai apăs nimic? Pe Olaru ce gol a dat! Olaru! De necrezut, inimaginabil, imposibil! Ce efect, ce șut, ce fază! De nicăieri a venit golul ăsta, ca în realitate! Ia uite-le pe șumudică, golul! Golul care ți-am zis, Andrei, că eu să greșească primii. Olaru zice, hai, toată lumea a sus, putem mai mult. Un gol în două meciuri, bine, Olaru. Bă, super gol. Ce gol frumos prinde Olaru. Om, Rani, foarte bine acolo, Cordea. Cordea, în sfârșit trece de cineva Cordea astăzi. Pleacă, Om, Rani. Cordea, din nou. Ho, ho, ho! Marchează cu numărul 7 pentru echipa noastră! Florinel! Florinel! Îmi place că s-a auzit ceva de pe fundal la un Danu Coman. Bine, mă! Tribuna se bucură. Super. Tribuna, uitați cum sunt steliștii aici. Au venit până în bord. Ce șut! Ce șut imparabil! S-au teleportat cumva, e? Nu știu. Mi s-a părut că fiți... Am rămas microfonul, de bine, ce se... Coman. Opr. Se face schemă. Uite, lasă-o pus jos. Să mă bată tata. Nu știu cum l-ai pus, dar... Oh. Am apăsat pe X, atâta știu. Ce frumos, ce frumos aici. Mi-au plăcut, am văzut și noi ceva diferit la o luptură liberă, sincer. Era și cazul, n-am mai văzut de mult. O schemă bine gândită, așa puțin. Bun. Sperăm din nou, Radu Slavescu. Pentru Coman, Coman, șut în blocaj, Coman din nou, șut, șut, hiuuu! Eu sincer am crezut că scoatem penalti, Coman recuperează acolo foarte bine, pasă în centru, Olaru! Aproape să se încurce între ei acolo, mingea din nou la noi. Olaru, din prima, Radu Slavescu, deci bă, Radu Slavescu. Am vrut să-i dau pasă lui ăla și... Nu știu ce am făcut aici. Ba, avem apărare, eu zic că în campionat chiar o să ne ține bine cu apărarea asta și atacul chiar îmi place. Și a venit și portarul bine, aici. Ce pasă frumos, o ai de... Da, a făcut preluarea prostă. Cristea, dă-i bandă. Și pleacă cu Șerban în spatele meu. Mă duc cu ăsta. Vin în centru. Am rupt printre picioarele lor ăla. Aaaa, și-o recuperam și mai aveam ocazii. Dar e bine, mă, e bine. Dacă se poate, câte meciuri avem? Ale! Mai avem un meci. Un meci? Un meci, da. Oh. Și se termină... Păcat că nu câștigăm campionatul. Nu câștigăm, nu câștigăm campionatul. Avem o victorie, o înfrângere, aici ne aflăm momentan pe locul 2. Și noi acum jucăm cu ei. Stai să vedem, da, cu ei avem, nu? Da. Și noi dacă îi batem, două goluri. 2-0 trebuie să avem minim. La două goluri distanță, că e un gol averaj în plus. Și ne trebuie două ca să îi dublăm.
Și respectiv, de fapt ne-ar trebui mai multe ca să avem grijă și cu luzernul din spate. Că nu cred că bată ăștia cine știe ce. Bă, zic că putem, băgăm echipa de Star Full. Da. Cu Coman, cu Cordea, cu Marin, mamă, toți ăștia aici pe bă nebunie. Îl băgăm și pe Harus că să joace și el, să încerce și el terenul, locul Crețu. Mie mi-a plăcut de la Răzlavescu, chiar s-a mișcat bine pe teren. De față de Miculescu chiar am simțit ceva cu el. Și băgăm și pe Pantea pe Vitez, știi ce zic? Da. În locul lui Tam. Locul lui Vlad. Da, mă, ia Vlad, ia ești mă de pe teren. Oricum n-am nevoie momentan de... Păi normal. Și așa meciul ăsta e important. Și gata. Și avem pe șut în locul lui Olaru pe parcurs. Da, mamă, rupem, eu zic că rupem, efectiv. Trebuie să jucăm mai bine ca niciodată. Trebuie acum, Andrei, pase la întâi, la alea, dribbling-uri târzii, de vreme, cum ar nebunii aici. Jucăm pe albastru și ei pe roșu. Uf, meciul care ne poate pune pe podiu. Meciul care înseamnă totul sau nimic. Un meci din care noi sperăm la 3 puncte, 2 goluri distanță. Companio, te vrem în formă. Tavi, surprinde-ne. Coman, ta și joacă fotbal. Ce gaură în apărare. Ce gaură în apărare. Cordea trece de toți adversarii. Cordea. Bună pasa. A făcut culoare. Hai Tavi. Nope. Hai, bine. Hai Tavi, hai Tavi, haideți. Nu e offside. Do Compario. Mamă, ce scoți Ranis Stanisovici. O să intre Coman la pauză. O să intre Coman la pauză. Haide. Da. Marin. Pressing-ul, mă. Pressing-ul lui Companio. Aduce golul egalizator. Minutul 39-40, mai exact. De ce Companio are 96? Păi 96 are și la Seaua? Așa 96 are? Nu mai știu. Nu știu. Ce bine vine aici, Ang. Companio. A simțit. Putea să dea. Putea să facă gestul Marin, dar 17 ani, un vis, a sperat golul. Și l-a luat. Târnovanul pe Iangelu. Superman. Văd acolo pe ăla că pleacă tare, dar... De ce lași lângă mine? Păi, inițial n-am știut că mergi pe bandă tu. Bă, uite-l pe Companio ce viteză are la 50 pace. Companio! Mamă, ce, tu ai văzut ce viteză a prins ăsta la 50 pace? Efectiv, aia zic, nu puteam să le iau cu ăsta. Bă, Dan și șuta cu gândul că, bă, e super hero. Uite pe Companio. Da! Da, tată! Hai, Companio! Companio! Companio, mă, Andrei, mă! 50 pace, aleargă ca mai ceva ca Mbappé. A simțit poarta, a văzut golul și venim cu modificări. Hai să schimbăm pe Marin. Marin, unde e șata Coman? Shoot cu Olaru, e jumătate, mai îmi place de el, mi-a plăcut. Sorescu a obosit, dar trebuie să-l schimbă. Nu-l schimba pe Sorescu, face o greșeală mare. Îl lăsăm pe Sorescu, continuă? Eu așa zic. Bun, atunci îl schimbăm pe ăsta, pe Radunovic. Cu Panta. A, și uite ce de la core. Și cam așa rămâne. Da. Wow! Coman e proaspăt. Coman intră în careu. Coman șutează la gol Suluc și Coman este gol! Aro! Minutul 78. Coman își duce echipa pe primul loc în momentul actual. Steaua câștigă grupa doar dacă Liege nu câștigă la puncte mai mari. La goluri mai multe, de fapt, nu puncte mai mari. Companiul gol, fii atent aici. Penalti! Penalti! Tup 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 tururup tup tup tururup tup tup. Da, băi, fault. L-a luat pe sub picioare. Companio. Companio aproape de hat-trick? Are două goluri? Nu, a dat ălălalt, stai. Companio, Comaș cu Marin. Eu bat, mamă, eu nu știu să bat. Bați când e cercul, aproape și dai într-o direcție. Trebuia mai aproape de mine. Mai aproape de minge. Trebuie să fie verde, gen minge aia, în minge să fie. Da, eu nu știu să bat. Da, armic. Companio dă peste poartă, bă. Am vrut să mai faultez o dată înainte. Bun, ia. Momentul final. A câștigat Liege mai mult de 2-0? Tu ce părere ai, Andrei? Nu știu.
Hai să vedem. Oare să fim acei campioni? Ridicăm cupa? Ia să vedem ce se întâmplă. Coman, un șut, un gol. Ia uite și fericite. Nu prea pare că am câștigat noi. Nu știu dacă avem o cupă de ridicat aici. Fanii sunt în delir. Pare că noi am terminat pe primul loc. Și că acel trofeu și are casa la București. Ia să vedem, Andrei. Momentul adevărului în care noi i-am dominat pe ăștia. Au avut 3 șuturi. Noi am avut 13. Am fost peste total. 2-2. E bine, mă. I-am zis Liege. Am câștigat, efectiv. Suntem pe primul loc. Care? Champions Trophy. Da, mă, da. Campioni! Campioni! Ale, ale, ale. Tup, 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 tururup, tup, tup, tururup. Da, mă, Andrei, bă, i-am rupt pe băieți. Mă bucur că am... Un gol diferență. Mă bucur că am participat la acest turneu și am luat niște bănuți. Important, zic eu. Deci cum e veni acasă. Se cam încheie aici acest videoclip sau mai cam, cam aici se încheie totul. Popescu și-a schimbat și poziția între timp. Îl facem ceame. Și îi dăm pe Shadow Strike. Atacantul din umbră. Umbra atacantului. O umbră de atacant a mai rămas. Romania nu interesează. Olaru, Withdraw. Prize money. N-am apucat să vedem cât am câștigat. 1.100.000 și ceva de genul ăsta. Ok, deci am luat pe toți. Oferta pentru Pantea de 1.900.000, nu o să acceptăm. Pantea va fi râbul nostru de bază. Va fi jucătorul care va juca și va rupe. Așa nu joacă nimeni în locul ăsta, Rescu. Stai tu liniștit, bă, băiatele. Taci, mă. De speranțe. Are 18. Ai pretty well. Da, mă, Tam, da, o să joci și tu. Nu vezi ce față ai, zici că ești obosit, du-te culcă-te. După ce am câștigat cupa, urmează să începem sezonul regulat, campionatul nostru Superliga. Dar înainte o să facem niște transferuri în episodul viitor. O să aducem, nu știu, dacă aveți sugestii puteți spune în comentarii, dacă nu. Mă, ne gândim noi cu Andrei, vedem noi ce am putea schimba, da, aici, să avem pe bancă, nu neapărat în primul 11, că primul 11. În primul rând eu mă gândesc să aducem un jucător înapoi. Și eu mă gândesc la un jucător înapoi. Și el a mai jucat la Steaua, nu știu dacă vorbim despre același, dar o să aflăm în episodul viitor. Adică voi o să aflați, că noi o să vorbim după. Până data viitoare, eu am fost Sony, el a fost Andrei și noi ne revedem cu siguranță la un nou clip și desigur, seara, pe un live. Pa, bă!